Salutare dragilor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Nemții și astăzi am revenit cu un episod nou din seria RTG. Începem Weekend Dig-ul, dar înainte de asta vreau să vă arăt cele două noi transferuri din echipa noastră de start. Am reușit să îl cumpărăm pe Neymar, cel mai bun, cred că cel mai bun jucător din joc, ca și card gold mă refer. Am reușit să-l aducem la noi în echipă, l-am cumpărat cu 665 de K, era undeva pe la 680, am făcut un pic de snipe și l-am luat pe Neymar cu 665 de K și ne-am îndeplinit primul obiectiv de la reluarea acestui RTG și alături de el a venit la pachet acest Benedier Card Gold de 83, un jucător la fel high, 4 skill move, 5 weak foot și cred că o să facă o pereche extraordinară în atacul meu. Pe lângă aceștia sunt jucătorii cu care v-ați obișnuit deja, Bakayoko, Rivaldo, Paqueta, Saint-Maximin, Lala. Aici îl am pe Lala, îl am și pe João Cancelo, care ar putea să joace la fel de bine, cred că. Cred că o să-i mai alternăm. Dar Lala este un pic peste, după părerea mea. Diego Carlos cu Hierro, Ter Stegen în poartă, iar pe stânga Alexandru. Pe viitor ne trebuie un fundaș stânga mai bun decât Alexandru și o să vedem ce putem reuși. Un brazilian sau... o să vedem ceva din La Liga, o să vedem ce putem aduce. Trebuie să-l înlocuim pe Rivaldo. De asemenea, aici pe postul lui Paqueta, o să vă arăt imediat, Paqueta joacă în 4-2-3-1 în fața apărării alături de Bakayoko. Bakayoko mai defensiv, Paqueta mai ofensiv. Ca și dublură pentru Paqueta, îl avem pe Allen, un jucător care cred că s-ar potrivi puțin mai bine în 4-2-3-1 lângă Bakayoko, fiind un jucător mai box-to-box, adică ar putea să facă mai bine și faza defensivă, dar o să începem Weekend League-ul cu Paqueta. Pentru că este un jucător mai ofensiv, un jucător mai creativ, un jucător care mie îmi place și sperăm să ne ajute. După cum am zis, l-am primit pe Neymar, l-am cumpărat pe Neymar și să vă arăt cum o să jucăm după minutul 1. O să jucăm un 4-2-3-1 care o să arate cam așa. Linia de fund o știți deja, cei doi din fața părerii vi-am spus, Bakayoko cu Paqueta. Bakayoko puțin mai defensiv. Pe partea stângă o să joace Saint-Maximin, un jucător de care eu sunt foarte, foarte mulțumit. Pe dreapta Rivaldo, iar Neymarito o să joace Ney, cum îi spune Ovi, o să joace în spatele lui Ben Yedder. Ca alternativă mai avem un 4-2-2. În 4-4-2 sau în 4-2-2-2 îl jucăm când e groasă. Și în 4-4-2 jucăm cam așa, cu Rivaldo dreapta, Saint-Maximin stânga, Bakayoko cu Paqueta în centru și atacul fenomenal care sper eu că o să-mi aducă măcar 17 win-uri la acest Weekend League. Bun, să mergem în partea a doua a acestui episod și anume o să jucăm primul meci de Weekend League, primul meci al lui Neymar pentru clubul nostru și să sperăm că va debuta cu o victorie. Cu o victorie în care de ce nu să și marcheze. Sperăm la un Weekend League mai bun. Am făcut 15 win-uri, de fapt 15 în penultimul și 14 în ultimul, dar am donat câteva meciuri. Echipa adversă nu este una extraordinară. Lemar, Bakayoko, nu știu cine e mijlocașul de la Bilbao. Littmanen, nu sunt extraordinar, ar trebui să îi învingem, să începem Foot Champions-ul, este GOAT, are și de asta de GOAT, deci posibil să fie un jucător bun. FC Nemții debutează la Weekend League-ul din această săptămână și să sperăm la o victorie. Țineți în pumni și haide să începem cu primul meci lui Neymar, i-am dat numărul 10, bineînțeles. Ia să ținem un pic de minge, să-i dăm mingea lui Ney.
Bakayoko încearcă șutul de la 16 metri, dar este blocat. Diego Carlos foarte bine. Beneder pentru Neymar. Cum a putut să rateze Ney de acolo? Nu era de ratat ocazia asta. Trebuia să fie 1-0 pentru noi. Dar Ney are și a doua șansă. Ratează din nou. Trebuie să ne obișnuim puțin la finalizare cu el. Sperăm să nu se răzbune ocaziile. Ar trebui să reușim să marcăm cât mai repede. Hierro este pe poziție, San Maxima, și hai să încercăm pe contraatacul ăsta. Pacheta pentru San Maxima, Beneder pentru Neymar. Neymar până la Pacheta, Neymar cu un dribling extraordinar, dar șutează în blocaj Neymar. Rivaldo până la același Neymar. Rivaldo, Neymar. Pacheta. Dar Pacheta pierde mingea. Pacheta până la Bakayoko. Am dat să-i dea pas lui Beneder aici. Am dat-o prea departe. Neymar! 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 Și Neymar cu un șut extraordinar, primul gol al lui Neymar pentru echipa noastră, un șut direct în vinclu, porții adverse. E un range quit? Nu, cred că e range quit, că avem doar 1-0. Dar ce gol frumos reușește Neymar la debutul pentru echipa noastră. Uitați ce finalizare, e extraordinar, exact în vinclu, porții adverse. L-a băgat pe Kent ăsta. Deci trebuie să avem grijă. Dar Bakayoko este la poziție pentru Pacheta. De contraatac ar trebui să... Bakayoko, Beneder de fapt, pe partea dreaptă Rivaldo. Dar greșește pasa, din păcate. Lala iese și el la intercepție, recuperează foarte bine. Neymar pentru Beneder. Beneder, gol! 2-0! Ce debut pentru jucătorii noștri! Extraordinar! Și Wissam Beneder. Gol la debut. Neymar, gol la debut. Extraordinar! Sper ca jucătorii aceștia să ne ajute să mai avansăm puțin în rank și ușor, ușor să ajungem la elit, de ce nu? Rivaldo pe partea dreaptă. San Maxima. Rivaldo, San Maxima din nou. Calmăm un pic jocul. Pacheta până la Bakayoko. Pacheta, Neymar.
Neymar. Oh, crezi că se duce pe Fanta, dar nu. Diego Carlos este la post și respinge până la Sa Maxima, care întoarce frumos mingea. Neymar, până la Sa Maxima Beneder. Până la Neymar. Neymar care încearcă să-i paseze lui Bakayoko, dar a fost o pasă cam forțată și... Kent scapă pe partea stângă. Dar foarte bine respinge cu capul fundașul nostru. Rivaldo pe partea dreaptă. Pasă până la Beneder. Beneder până la Sa Maxima. Neymar. Sa Maxima. Până la Bakayoko. Pacheta. Sa Maxima. Încercăm un dribbling cu Neymar, dar nu este reușit. Și pauză. Pauză în primul meci din Weekend League. Conducem cu 2-0. 6 șuturi noi, 0 ei. 4 pe poartă, posesie mai bună. Clar, este un meci pe care trebuie să-l câștigăm. Avem și super suburile Kent, Adama Traore și parcă PBL Larabi. Footmas îl avem ca al treilea super sub, care o să ne ajute cu siguranță. Cel puțin Kent și Adama sunt doi jucători foarte buni. Trebuie să încercăm să-l desfacem un pic. Excelent, Alexandru, dar greșește pasa din nou. S-a maximat pe partea stângă până la Neymar, care face 3-0. Neymar cu dubla la meciul de debut și avem pauză și să sperăm la un range quit. 3-0 minutul 53 ca primul meci ar fi unul foarte bun și avem un range quit. Victorie cu 3-0 în primul meci. Îl avem pe Neymar cu o dublă și pe al doilea debutant din echipă, Wissam Beneder, cu o victorie. Începem Weekend League-ul cu dreptul, cu o victorie. Vă urez mult, mult succes la Weekend League-ul vostru. O să completăm și acest lone icon moment. Trebuie să mai jucăm 4 meciuri. Și o să sperăm să ne pice ceva bun de aici. Parcă e un loan pentru 7 meciuri, dar poate ne pică un icon bun să putem să-l integrăm în echipă. Poate un fundaș stânga, un Roberto Carlos, ceva ar fi extraordinar pentru 7 meciuri. Sau dacă nu, ca și super sub, vedem ce icon ne pică de acolo, pentru că avem mare nevoie de încă un jucător în locul lui Rivaldo, în locul lui Alexandru, și să vedem cum îl introducem. Mult succes la weekend-urile dumneavoastră, voastre. Cred că o să mai postăm weekendul ăsta, o să facem un scurt rezumat al câtorva meciuri de Weekend League și o să le postăm. Ne vedem la următorul episod. Mult succes din nou la episoadele voastre, la meciurile voastre din Weekend League. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Vă pup!